dumneavoastră recalcularea? Cu recalcularea? Mi s-a luat 2000 de lei din pensii. Și plus mi s-a luat și grupa. Am avut grupa întâi 35 de ani și mi-a dat jumate, deci mi-a tăiat 17 ani din pensii, din grupă. Și noi, că am avut grupa întâi la casiderurgiști, minerii, la mineri, li s-a luat grupa întâi. Deci, nu știu cine a calculat, cum a calculat, guvernul, deci ne-a... Ăsta care nu știu nimic despre ce e vorba. Nu înțeleg ce înseamnă. Nu înțeleg ce înseamnă munca grea. N-au văzut în viața lor o mină, o țelărie, un furnal. Am stat în fața focului 35 de ani. Șoferii, de exemplu, au ajuns cu pensiile aproape din noi, care ca șofer nu cred că e egal cu un siderurgist care a lucrat în foc sau un minier care a lucrat la subteran. Au ieșit negri de acolo sau au cu riscul de a ieși sau a nu mai ieși. Noi la fel, în oțelărie, am lucrat foarte greu, în praf, în condiții foarte grele. Toxicitate, siliciu, care... Nu știu. Sunt președintele organizației de pensionari, siderurgistul Galați Popa, mă numesc. Am lucrat în Sidex. Avem probleme foarte mari cu pensiile, datorită faptului că ăștia n-au ținut cont de grupele de muncă și din cauza asta suntem în stradă. Că s-a bătut această nenorocire pe pensionari cu această lege 360, s-a mai bătut una foarte gravă. Toți siderurgiștii care au lucrat în Sidex și au avut case pe zona Pechea, zona Valea Mărului, zona Cuza Vodă și au fost inundate casele. Acum au rămas în izmene. Mă scuzați, în izmene săraci au rămas, iar guvernul s-a gândit să-și mai bată o dată joc de noi cu aceste decizii de pensionare care ne-au luat din pensii. Pensii în plată 5.000, focalizează, 5.000 de lei, iar i-a venit la recalculare 4.000 de lei. Toată lumea are impresia că aceste pensii sunt mari. Nu sunt mari, aceste pensii sunt mici. I-aș invita eu pe acești guvernanți să muncească în minerit, în siderurgie sau siguranța circulației. Cum vă explicați că aceste categorii au fost defavorizate la pensii? Nu înțeleg. Cum vă explicați că aceste categorii au fost defavorizate? Băi, datorită faptului că au avut impresia că noi, toată lumea, avem pensii extraordinar de mari. Uitați aici, 5.635 de ani de siderurgie, nu cred că este o pensie mare. Vă întreb pe dumneavoastră, la un salariu de 4 milioane în 99, cu o reținere CASS de 287.000, considerați că această pensie este mare? Vă întreb pe dumneavoastră, considerați? Este o bătaie de joc la adresa pensionarilor din siderurgie, repet, minerit, siguranța circulației, aici fac categoria și armată. Ei trebuia să elimine pensiile speciale, nu pensiile speciale la acei speciali, nu a siderurgiștilor, care era lege specială pe siderurgie. Văd că veniți de la Călăraș. Da. Unde ați lucrat dumneavoastră? Am lucrat în oțelărie electrică de la Călăraș și cu turnare continuă și nu ne-am primit drepturile. Mereu ne spun că suntem în condiții normale de muncă, când într-o oțelărie din toată lumea nu există condiții normale de muncă. Vin într-una și spun că au investit, că au făcut pentru chestii, pentru nox, pentru nimic. Noi lucrăm cu feroaliaje, lucrăm cu toate alea care se aliază oțelul și mai multe chestii chimice care sunt toxice pentru organismul uman. Nu se poate să fim în condiții normale, să pierdem grupa, mai nou să se ia grupa și să nu mai se ia în considerare la pensii și la vechime. De aceea protestăm în fața guvernului, poate ne aud și dânsii să ne primim și noi drepturile noastre pentru care am muncit. Au scăzut pensiile dumneavoastră și cam cu cât? Pensiile noastre s-au recalculat, am primit ceva, dar nu cât era normal. Nu cât era normal. De-aia protestăm, o să acționăm și în judecată, să vedem ce și cum până ne obținem drepturile. Nu ne lăsăm niciodată.